Made in Romania. Asta înseamnă. Nu made by Romania. Made in Romania. Made in China, made in Romania. De ce aveți salariile mici? Păi vă spun de ce aveți salariile mici. Pentru că forța de muncă trebuie ținută la un anumit nivel ca să poată veni investitorul să facă ieftin aici sau să mai ducă în China. Să vină la marginea Europei aici și să facă aici lucrurile. De asta. Baza noastră, gospodăria țăranului, este o baciocură. Deci, italienii primesc credite fără dobândă să vină să cumpere pământ în România. Ai noștri nu primesc credite fără dobândă. Nu poți să-ți cumperi utilaje. Păi baza unei, spuneam așa, deci România poate să asigure 80% din producția agricolă a Europei. Și noi importăm 70% din ceea ce consumăm. Lăsând la o parte faptul că evaziunea fiscală în agricultură este imensă. În agricultură este imensă. Acolo sunt banii de pensii. Și mai este o chestie, să știți, discutam și cu domnul președinte mai devreme. Băsescu a semnat acordul fiscal de la Bruxelles. Deci să păstrăm deficitul la 3%. Știți, păi, nu s-a dezvoltat nimeni în Europa, nici Germania, nici Spania, nici Italia, cu 3% deficit. Toți au avut deficite peste 3%. Eram noi cei mai importanți să semnăm acordul ăsta cu, de 3%. Păi de acolo vin banii. Deci ca să... Vedeți, vrei să crești salariile, tai investițiile. Vrei să faci investiții, nu poți să ridici salariile. Legea unică care este a salarizării, care este extrem de necesară, ultima a fost făcută pe vremea lui Ceaușescu, în 1970. În anii 70, n-o scot, pentru că n-au interesul. Și jos, sunt salarii foarte mici. Și ținând plafonul, pentru că este necesar, trebuie să faci această desfășurare a salariilor, să poți să crești salariul de la cel mai jos salariu, nu cel mai înalt, cel mai mare salariu. Nu asta contează. E, ori noi suntem în această situație, vă spun, investiții strategice, vorbim de agricultură. Domnule, n-am vrut să facem canalul ăla după Bărăgan, să putem iriga tot Bărăgan. Și era o problemă să-mi pun pe cei care nu mai lucrau în mină, să-i aduc să facă canalul acolo. Care era problema? N-am făcut investiții. Acesta este o investiție strategică. Forța de muncă. Forța de muncă este o problemă de securitate națională. Forța de muncă este o problemă de securitate națională. Oamenii pleacă în afară. Nu mai vin. Nu mai vor să vină. Spune, ce se face cu oamenii înapoi? Păi nu-ți fiind serioși. Nu mai vine nimeni. Păi copiii acestor oameni, s-a făcut un sondaj în Spania și au fost întrebați. Vreți să vă întoarceți în țară, să vedeți bunicii și așa mai departe? Și copiii au zis nu. Deci copiii din școli, copiii românilor de acolo, nu mai vor să vină în țară. Adică sunt lucruri pentru care este foarte greu de găsit, sunt lucruri care la ora actuală nu există într-adevăr o soluție.